Oficialii israelieni au obținut planul de luptă al Hamas pentru atacul terorist din 7 octombrie cu mai mult de un an înainte ca acesta să aibă loc, arată The New York Times. Guvernanții și specialiștii în informații israelieni au respins însă planul, considerându-l prea dificil pentru Hamas pentru a fi realizat. Discut mai multe despre subiect cu Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Florin, putem vorbi despre un eșec al serviciilor de informații israeliene? Bună, Raluca, documentul de aproximativ 40 de pagini pe care autoritățile israeliene l-au numit Zidul Ierihonului a subliniat punct cu punct exact tipul de invazie devastatoare care a dus la moartea aproximativ 1200 de persoane și răpirea altor 240. Da, putem vorbi de un eșec al apărării Israelului, dacă ar fi luat în considerare acest plan alături de mesajele de îngrijorare ale militarilor care executau serviciul de pază de la granița cu Gaza și raportau mișcări ale teroriștilor, masacrul Hamas ar fi putut fi evitat, iar acțiunea militară Hamas contracarată printr-o ripostă mult mai puternică. Poate fiindcă acest document nu stabilea o dată pentru atac, dar descria modul de cucerire a unităților din fâșia Gaza, lucru crezut de militarii israelieni imposibil, a făcut ca armata israeliană să nu ia în calcul acest plan de atac al Israelului. Florin, informațiile israeliene au eșuat conform unui fost agent CIA, Ted Singer, care compară războiul declanșat de Hamas cu atacurile teroriste din 11 septembrie. Ce va face în continuare armata Israelului pentru a evita o astfel de tragedie? Da, am văzut chiar ieri o declarație a premierului Netanyahu, care spunea foarte clar că o astfel de tragedie va fi evitată prin două măsuri. Prima, trebuie neapărat Hamasul desființat, infrastructura militară a Hamasului, în special cele 500 km de tunelul distruse. Și în al doilea rând, Israelul nu va mai permite niciodată ca în fâșia Gaza să crească o forță armată cum a fost cea Hamasului. Și inclusiv vedea de înțeles că vor fi atacuri care să descurajeze o astfel de creștere a acțiunii militare. De altfel se vorbește chiar în acest moment în Israel, în presa din Israel, dacă armata ar trebui să atace Hezbollah-ul din Liban, care la fel este o organizație militară foarte puternică, mulți spun chiar mai puternică decât Hamas-ul. Mersi mult, Florin. Mulțumesc.